vă spun, asta nu e așa Da. de simplu. Eu nu intru, nu intru în detalii referitoare la eu cred că la o să reușiți totuși de ordin să-l juridic. Invitați pe domnul procuror general și dumneavoastră vă povesti eu cât să vă e spun sincer, am obosit, dar oricum mai am putere să-l invit. Procurorul general nu va putea să vină cu mai multe detalii, deoarece în orice caz, măcar dumnealui a explicat referitor la aceste imagini. Tehnic, au fost deja fără, verificați da. Sau nu? Eu nu vorbesc despre detalii legate de dosar și precizez de fiecare dată că înțelegem cu toții că există secretul anchetei și lucruri care nu pot fi spuse. Este vorba de o tactică de acuzare care o folosește procurorul. Este ca o tablă de șah, ca să mă înțelegeți așa, el își construiește întreaga strategie pentru a obține probele, pentru a incrimina o persoană, pentru a confirma o probă cu o altă probă. Și în situația când lucrurile sunt făcute publice, toată această strategie se duce. Eu nu mă aștept, Doamne ferește, la așa ceva, nici pe departe. Eu voiam să vorbesc despre lucruri generale, dar posibil despre că care se demonstrarea poate discuta. Acestor imagini, posibil că eu nu știu, răspunsul cred că noi... Nu, procuratura a spus că nu influențează ancheta, a fost declarația Slavă procuraturii. Domnului. Acum, dar era un pericol. Vă rog, la un an de dar când era s-a un întâmplat, pericol. A trecut un an. După un an, nu prea Lorena, văd cine și-a ținut repet. Acasă tricoul în care a fost acolo Lorena, sau papucul cu care Lorena. A dat deci, cuiva în... Filmările au avut loc, chiar cele care pe noi ne interesează, de la orele 10 dimineața, cel puțin până la orele 5 noaptea. Deja înspre a doua zi. Și îți închipui, deci toate imaginile acestea urmau ca să fie examinate, verificate de către anchetatori. Aceste imagini un lucru, au ajuns... Un lucru nu e așa de simplu. Bine, nu e așa știi, de simplu. Dacă au ajuns aici, mai sunt și alte detalii. Eu, dacă am tot discutat despre aceste evenimente, eu am fost dimineața, în data de 8 deja, când... la orele 7:30 în fața celor două edificii, am vrut să văd exact ce se întâmplă și am rămas surprins că în loc să fie încercuite de poliție și să lucreze criminaliștii pentru a acumula probe, exact. Pentru a putea cineva să incrimineze, am văzut 3 camioane, vreo 30 care de muncitori pe spate cu inscripția exact. Glorinal, care scoteau tot domnule din exact. Clădiri. Încărcau dar spuneți-mi, cum poți să acuzi un vandal când tu efectiv ai distrus tot materialul probatoriu. Și este o întrebare potrivită poate cu fostul procuror general. Poate cineva a avut interesul de a distruge la fel cum ne uităm aici, că nimeni nu știe cine a arborat drapelul României pe clădirea președintelui. Dacă, câteva întrebări dacă fundamentale. Dacă corespund, înseamnă că și acolo erau vandali și dincolo erau vandali. Da, așa eu fost. Am intrat în biroul meu de lucru la momentul respectiv, biroul numărul 605. Etajul 6, da. Și am depistat alături de Safiu două cuțite. Două cuțite. Clar că la o manifestație pașnică nimeni nu se pornește cu niște cuțite. Acum deci, să întrebăm. Și l-am rugat pe procurorul general, clar că undeva peste vreo 2-3 ore, deoarece, mă rog, până am încercat să mai găsesc ceva din lucrurile cele care erau acolo în birou, l-am telefonat și am spus, l-am preîndeplinat, zic, domn procuror, eu vă rog să atrageți atenție. Deci, brigada de anchetatori care activau acolo, să deci, fixeze și aceste probe. Sunt niște probe foarte sigur. Importante. Cu regret, deci, acum deja au fost... Au fost de un an, noi vorbim despre provocatori. Chiar da. De atunci au apărut acest cuvânt provocator, a apărut de atunci. Se tot multiplică și se multiplică și până acum nimic. De ce credeți că n-am văzut pe nici unul dintre cei care ar fi instigat lumea la violență și la distrugere? Procuratura cunoaște despre existența provocatorilor. Procuratura i-a identificat. Eu cunosc acest lucru. Și acum urmează să vedem exact cu ce se va finaliza urmărirea penală împotriva acestor persoane. De fapt, dacă ar fi să o analizăm puțin tehnic, evenimentele din 7 aprilie pentru a fi dezlegate, urmează a fi găsit răspuns la câteva întrebări elementare și extrem de importante. 1. Cine au fost provocatorii? 2. Cine a incendiat clădirea Parlamentului după ce a fost securizată de poliție? Cine a dat dispoziție să se intervină în forță? Și arborarea drapelului. Și arborarea drapelului. Dacă dăm răspuns la întrebările respective, noi găsim imediat tot puzzle-ul ăsta se va completa și va fi foarte clar cine a făcut și cine este responsabil. Așa, păi atunci vreau să întreb, într-adevăr, cum a fost posibil ca să se incendieze clădirea Parlamentului mai sus de etajul 3, da? Când la 2 se aflau polițiști și la parter, nu?
Și chiar și la etajul 3 erau era polițiști. Securizată. Da. Atunci erau cum a polițiști, fost posibil? Eu am părăsit clădirea undeva mai aproape de orele 18, din cauza că deja era, cum m-a telefonat, m-a contactat domnul ministru Papuc, m-a întrebat dacă nu sunt rănit și mi-a spus că deci acum a venit o echipă de pompieri care deci ne-au ajutat ca noi, toți cei care mai erau acolo deputați, domnul Stoicov, doamna Maria Postoico, consilierul doamna Zolotco, domnul Lupu, deci să ieșim din clădire prin subsol. Dar ceea ce s-a întâmplat mai departe, în orice caz, imaginele cele care și eu am văzut din reportajul ProTV-ului, când la orele 9 sau 10 seara ardea biroul la etajul 7 sau 8, pe mine tot m-a mirat, dar răspunsul care l-am primit că deci nu era cineva, deci nu a permis ca pompierii să intre în clădire. Nu acolo știu nu cât, erau, e de, cât e de corect această afirmare, dar în orice caz, iarăși, noi acum discutăm despre niște senzațiile noastre, niște ceea ce noi am văzut. Dar cel mai bun lucru când însăși ancheta a stabilit foarte clar. Putem vorbi și pe imagini, Lorena, putem vorbi și pe imagini pe internet și acum poți găsi imagini. Dar asta nu înseamnă că noi om stabili adevărul. Sigur, categoric. Asta. Adevărul exact. Stabilește instanța. Pe imagini se vede foarte clar când ușa laterală a Parlamentului este vandalizată și acești doi tineri care semănau, după cum ziceam, cu Galațchi. Ușa de la permise, ca la să permise, fie clar, da, cum se merge spre se hotel. Băga cineva hârtie în timp ce era poliția în clădire, exact, și altcineva o trăgea încolo. Sunt detalii care în mod clar arată că nu au fost lucrurile atât de simple precum se încearcă să se prezenta. Păi, bun, se vorbește eu acum... Eu vreau să spun că primii care au pătruns în clădirea Parlamentului au pătruns prin primul etaj, deci, deoarece polițiștii erau la intrare și în coridoarele, dar în birourile la primul etaj au pătruns prin geamurile deci sparse. Geamurile sparse. Așa că aici iarăși poate fi o explicație careva, dar iarăși noi vorbim despre ce că anume ancheta trebuie să stăbrească toate și se vorbește, așa. Se tot aude în ultima perioadă și inclusiv dacă mi-am amintesc eu bine și fostul președinte Voronin, da, trebuie să ieșim, suntem pe final. Spunea că sunt implicate anumite forțe din exterior, inclusiv din Transnistria, inclusiv din România. Pe acei tineri despre care vorbiți de la organizația extremistă, nu știu care, că nici nu știu cum Forța se numește nouă. Exact. Parcă au fost aici la 27 martie, n-am văzut să facă mare treabă, să incendieze nimic, n-am văzut că sunt niște tineri periculoși. Aveți cel puțin... vederea acum? Da, sau cel puțin așa mi s-a creat, sau nu, sunt alții ăștia. Se poate de făcut și unele concluzii. Bine, eu cred că... Există semnale că ar fi din afară implicat? Eu nu am văzut până acum nici o probă care să fi confirmat implicarea unui stat străin în evenimentele din 7 aprilie. Când vorbim de stat străin, să am în vedere serviciile, agențiile, dar sau structurile, alte structuri oficiale. Nu există nicio probă. Eu din start am spus, chiar în primele zile, am spus că noi trebuie să fim foarte atenți când noi vorbim de implicarea altui stat. Dacă este implicarea cetățenilor altui stat sau organizațiilor chiar și acelor neguvernamentale, asta e un lucru. Arborarea de apelului României, iarăși, poate fi din inițiativa celor care sunt că a venit din interiorul din țării România sau celor care sunt din exteriorul țării, dar eu nu cred că deci cineva din structurile oficiale a altui stat pot să-și permite. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Foarte bun ultimul mesaj de la sfârșit. Chiar eu mă gândeam zilele trecute că și pe 14 octombrie s-au filmat totuși anumite lucruri în piață atunci când a fost explozia și sperăm că procuratura investigează acele lucruri și imaginile și le folosește. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea din această seară. Noi ne revedem din nou mâine seară, începând de la ora 21, în încercarea de a reedita emisiunea din 7 aprilie anul trecut. Până atunci, noapte bună!